Salutare și bine venit la un nou episod din Casa Știți. Astăzi discutăm despre expresii, despre unele dintre cele mai folosite expresii din România. Am stat și am căutat puțin care sunt poveștile din spatele unor expresii românești și uite ce a ieșit. Probabil folosești sau ai auzit ne vedem la Paștele Cailor sau nu știu ce lucru o să se întâmple la Paștele cailor. Ce e la Paștele cailor până la urmă? Noi când îl folosim, îl zicem ca și cum ar fi un lucru care nu s-ar întâmpla niciodată. Ei bine, Paștele cailor chiar există. Se spune că expresia ar veni de undeva din Transilvania, unde erau atât muncitori agricoli ortodoxi, cât și catolici. Atunci când venea Paștele catolicilor, ortodoxi împrumutau cailor și foloseau în munca agricolă ca să le fie puțin mai ușor. Bineînțeles, se și schimba roata. În momentul în care aveau ortodoxi și Paștele, catolicii foloseau cai acestora pe câmp pentru a îngriji pământurile boierilor. Singurul moment în care toți caii se odihneau era Paștele cailor, adică acel moment în care Paștele era în aceeași perioadă atât la ortodoxi cât și la catolici. De aici ar veni expresia. Ultima oară când a fost Paștele Cailor a fost în anul 2017, adică nu cu atât de mult în urmă, nu? Te-ai întrebat vreodată de unde provine expresia nu am niciun sfanț? Se pare că la un moment dat, prin anii 1830, circula prin România o monedă numită Svanziger. Era o monedă austriacă, iar numele ei tradus în limba română era Sfanțul de Argint sau Sfanț. De acolo ar proveni expresia eu nu mai am niciun sfant. Rămânem în zona asta de bani și mergem la expresia nu face nici două parale. Ce sunt paralele astea până la urmă? Ei bine, se pare că în secolul al XVIII-lea, pe teritoriul României, existau niște monede care se numeau parale. Era de fapt paraua otomană. Era o monedă făcută dintr-un material atât de prost încât, la un moment dat, după ce era folosit moneda mai mult timp, începea să lipească cu alte monede și să se șteargă. Ștanțarea aceea de pe monedă. Ei bine, nu face nici două parale, Vine de la faptul că monedele respective erau atât de proaste încât nu semnificau mai nimic, nu contau aproape deloc. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Expresia asta vine de la Boetius. Este un filozof antic care a scris la un moment dat o carte numită Mânghierile Filozofiei. Boetius la un moment dat s-a certat cu regele din perioada respectivă, regelui nu prea i-a convenit ce a spus despre el și l-a trimis pe Boetius în închisoare. În cartea respectivă a scris, printre altele, și lucrul ăsta, faptul că dacă ar fi tăcut și nu ar fi zis acele lucruri despre rege, rămânea un filozof, nu un pușcăriaș. S-a dus pe apa sâmbetei, o expresie care vine mai degrabă dintr-o legendă. Apa sâmbetei era un râu care se vărsa în infern și oamenii știau că tot ce cade sau aruncă în acel râu nu o să mai existe. Cumva se duce și el în infern și nu o să-l mai aibă. De acolo se crede că ar fi venit expresia s-a dus pe apa sâmbetei, adică s-a dus pe acea apă din care lucrurile nu se mai întorc. Cam astea sunt explicațiile unor expresii românești. Te invit să dai like dacă ți-a plăcut acest clip, să-l distribui și către prietenii tăi dacă simți că le-ar plăcea să-l audă și ei și bineînțeles să dai subscribe dacă vrei să vezi și alte clipuri de genul ăsta de la mine.